Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a 8-a din anul școlar 2014-2015 va avea loc în data de 23 februarie la limba și literatura română, în 24 februarie la matematică și 25 februarie la limba și literatura maternă, iar în 6 martie se vor afișa rezultatele. Notele obținute de elevi nu vor fi puse în catalog. În Argeș sunt în clasa 8-a 5.663 de elevi. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2015 pentru elevii clasei a 11-a din anul școlar 2014-2015 va avea loc după cum urmează. Limba și literatura română în data de 2 martie, limba și literatura maternă 3 martie, proba obligatorie a profilului în data de 4 martie și doar pentru elevii claselor a 12-a proba la alegerea profilului și specializării în data de 6 martie. Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie. Notele obținute de elevi la simulare bacalaureat 2015 nu vor fi publicate în catalog, dar rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral. Totodată, în județul Argeș, la acest moment, sunt 10.603 elevi de clasa a 11-a, a 12-a și a 13-a.